outside is frightful, but the fire is so delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Salutare, salutare și bine ați venit sau bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. Eu sunt Denisa și avem un nou episod de Vlogmas, plin de cadouașe de data aceasta. În sensul că astăzi am fost la niște cumpărături prin Pepco și Kaufland, pentru că urmează, după cum bine știți, eu sunt educatoare și urmează să am sărbarea cu copii și le-am promis așa câte un cadouaș, bineînțeles, micuț, nu foarte mare, pentru că n-am de unde să iau cadouri atât de mari mai multor copii, dar să le fac o bucurie pentru că sunt ascultători drăguți și dornici să învețe. Așa că hai să vă arăt ce am cumpărat. Dar, în primul rând, inițial am vrut la fetițe, pentru că am doar două fetițe. Eu am o grupă doar de 8 copii, copii care nu au mers la școală anul trecut și așa că sunt norocoasă anul acesta, pot să spun așa, și am două fetițe și 6 băieței. Ideea este că inițial am vrut, am făcut două cutii, știți, cutiile acestea pe care le-am cumpărat cu globuri din Oșan. Am zis inițial, hai că mai le cumpăr și la băieți câte o cutie și astea le dau la fetițe, dar o cutie este scumpă, deci nu mai puteam să mai cumpăr încă 6 și nu mai aveam de unde să fac rost. Deci trebuie să mă gândesc ce aș mai putea face cu aceste cutii care chiar sunt drăguțe. Bun, asta este unul. Pe urmă, hai să vă arăt ce am luat până la urmă. Pungile de cadou mega scumpe, adică ce se întâmplă? Da. Așa, aici am punga cu Pepco. Și să începem. M-am gândit așa. Să vă arăt și vouă. În primul rând, în Pepco am găsit aceste pungi de cadou, super drăgălașe. Și m-am gândit că ar fi ok. Așa că le-am ales pe acestea. Și văd că au aici, poate le scriu și un mesaj drăguț. Ar fi o idee, doar să nu se piardă, că e păcat. Deci, în Kaufland am văzut pungi de cadou cu 15 lei, adică what? Foarte, foarte mult. În Pepco am găsit până la urmă cu 1,50 lei și sunt foarte drăguțe, suficient de mari pentru ce am cumpărat eu, deci dă-i să meargă. Bun, pentru că bugetul era restrâns, m-am gândit așa, ce să iau să fie cât de cât acceptabil la preț și să și fie de folos. Așa că, până la urmă, pentru că n-am găsit niciun ursuleț micuț, drăguț, la un preț acceptabil, am văzut chestia aceasta, care este un set cu tot felul de materiale, din care rezultă un ren, renul acesta, și m-am gândit, uite ceva prin care ei pot să fie creativ și de care cu siguranță s-ar bucura. Așa că l-am luat. Asta a fost 5 lei. Și am zis că aș vrea să mă încadrez cu cadourile acestea până în 10 lei, pentru că le-am mai luat și dulciuri care tot pe acolo sunt. Și am mai găsit chestiuțele astea care chiar mi se par drăguțe. Cu o biluță trebuie să o duceți de la start la finish. Am zis că sigur o să se bucure. Eu chiar i-am mai văzut jucându-se cu așa ceva. Deci sper să se bucure. Eu chiar sunt chiar amuzante. Eu cu un labirint. Și uite că eu n-am băgat la...
și sunt curioasă cine ajunge la finish. La băieți le-am luat albastre și la fetițe, stai să văd dacă găsesc, că sunt tot albastre. Dacă când le găsesc vi le arăt, bun. Și atunci stăm așa. Punga cu renul și cu joculețul și mai avem dulciurile. Și să vă arăt și la dulciuri cam ce ar fi. Stați așa. Bun, le-am luat prima și prima dată. Kinder Chocolate. Le-am luat câte una de asta mare. Gen am luat pentru fiecare una, pe care tot așa le pun în punguță. Le-am mai luat. Am mai luat și snack-ul acesta cu lapte, care este chiar bunicel și din asta vreau să le pun doar câte o bucată. Și le-am mai luat pufuri din acestea drăguțe, am zis să mai fie ceva. Și cred că doar așa le-am luat, stai să le mai scot și bine, vreau să le cumpăr în momentul acela când avem și serbarea, vreau să le cumpăr și... clementine, să le pun și 2-3 clementine în pungă și ca și cum ar merge la colindat. Na, astea au fost 16 lei tot pachetul. Kinder-ul nici nu știu cât a fost. Asta este bonul din Pepco. Dar Kinder-ul a fost în jur de, să zic, 5-6 lei. N-aș vrea să zic prostii, dar... Nu știu dacă ce-am făcut cu bonul. Dar a fost că este din acela mare. A, asta e pentru mine, mi-am luat și eu ceva. Așa, să văd. Dar astea, cam astea sunt cumpărăturile. Dar unde sunt joculețele celelalte? Nu mai găsesc joculețele. Aici. La fetițe le-am luat roz și la băieței albastre. Da, cam atât. Și așa o să arate pachetul pentru copilașii mei. Punguță din aceasta cu un set de ren, cu un joculeț, cu un Kinder, cu o prăjiturică și cu un puf. Ce părere aveți? Mă pun pe treabă să le pun toate în punguțe, să le iau etichetele și revin la voi. Gata sunt cadouașele pentru copilașii mei. Sper să le placă. Da, nu sunt foarte multe chestii, dar zic eu, gestul contează, nu e așa? Și da, mi-au mai rămas niște chestiuțe și pe acolo. Cutiile astea trebuie să mă gândesc ce o să fac cu ele. Da. E bine. Cred că pentru astăzi am făcut foarte multe lucruri. Chiar nu mă gândeam că o să fac treaba asta. Sunt bună, nu? Am fost productivă pe lângă muncă și sală. Da, priviți cine este aici. Toiucul micuțucul. Am zis să-l filmez și pe el să nu treacă această zi și să nu-l vedeți. Stai aici, mai să te filmezi puțin. Nu vrei? Nu vrei să fii filmat? Stai acolo? Spune cis, toiucule! Nu? Da, să nu treacă această zi fără să-l vedeți, dar... Ia, mami, ce face cu el? Îi pune toi! I-au pus codițe, dar nu vrea să stea. Se luptă cu cordeluța. Lasă-o, costrici. Mă, nu vrei să stai, mă, cu cărdeluță, mă? Nu vrei? Ia acum fuge după mami. Îi trebuie cărdeluța aia, decât vrea cărdeluța. Vrei cărdeluța? Vrei cărdeluța să te joci cu ea? Du-te, mă, frumosule.
Și bineînțeles, brăduțul nostru Minu, Nabil, este aici. Roz. Dragilor, voiam să zic că cam atât pe ziua de astăzi. E timpul să mă odihnesc și eu puțin. Abia am așteptat să fie momentul acesta. Mă bucur că am rezolvat cu cadourile copiilor, dar mai am de rezolvat cu alte cadouri. Trebuie să văd când, cum și de ce. Plus alte cumpărături. Trebuie să fac și două torturi. Complicată situația. Mă bucur că am, că pot să șterg un lucru de pe listă. Și vom vedea ce vom face cu celelalte lucruri de pe lista mea. Da. Dar acestea fiind spuse, v-am pupat, v-am îmbrățișat și ne vedem data viitoare. Probabil mâine. Nu se știe. Să vedem. Sper să mă descurc să duc vlogmasul la capăt. Pupici! Pa, pa!